Deci pentru umeri, brațele la orizontală, exercițiul prosopului, o mână se va roti într-un sens, cealaltă mână se va roti în cealalt sens. Și o să alternez. O să alternez rotație într-un sens cu rotație în celălalt sens. Deci torc prosopul. Mâinile, brațele sunt la orizontală și trag. Pot să adaug rotație de cap care să urmărească palma care se deschide. Pot să aduc o flexie, să creez un pic de flexie de cot. Puncte importante sunt următoarele. La final de rotație, mă duc în barieră, în maximul de rotație posibilă și stau. Stau 1, 2, 3, 4, 5, 6 secunde în efortul de a amplifica această rotație. Și după aia inversez și stau, forțez în această rotație. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și după aia inversez. Și stau în această tensiune, în rotație. Pentru a-l complica sau a-i mări eficacitatea mai mult de atât, o să am o mișcare de împingere dinspre trunchi spre laterală, o să creez tensiune izometrică, încordând brațele, împingere 1, încordare brațe 2 și peste acești doi parametri vin cu rotația fără să pierd contracția din braț. Și am o tensiune permanentă la barieră și tensiune permanentă în timpul rotației. Tensiune permanentă. Capul se rotește într-o mișcare logică către palma care se deschide către cer sau poate să aibă o mișcare contrariată să se rotească invers. Când exerciții pentru tot ce înseamnă poliartrite scapulo-humerale, nevralgii cervicobrahiale, pentru redori de umăr, pentru dureri ale centurii scapulare. Este un exercițiu foarte bun, care vi-l recomand. Mulțumesc!